that important? Gata? Da. Nu, da, nu se registrează, Mihai, registrează lecția tu. Că tu știi. Dă drumul la înregistrare. Maria înregistrează apelul. Gata. Se înregistrează. E corect. Salut, Mihai. Salut, Mihai. Salut, salut, salut. Așa. Facem din nou lecție frumoasă ca aseară? Da. Gata. Uite. În livadă sunt cireși. Și meri. Cireși și meri. Cireși cu împreună sunt 37 pomi. Cireși cu 17 mai puțini decât meri. Câți cireși și câți meri sunt? Deci la un loc sunt 37 de pomi. Cireșii sunt cu 17 și mai mulți decât meri. Cireșii mai puțin cu 17 decât meri. Deci cireșii sunt atât, iar merii sunt atât și încă ceva. Și 17, că iau în plus merii. Deci cireșii și merii. Eu cred că am încurcat problemele. M-am scris pe masă. Și aici 17. Merii sunt cu 17 mai mulți decât cireșii sau cireșii mai puțin. Împreună, aici, împreună sunt 37. Cât sunt cireși, cât sunt meri? Hai să facem așa în hiți. Deci, total 37. Cum? 55. 55. Cum ai făcut tu? Păi 7 plus 7 egal cu 4, adică 14. Da. Și 3 plus 1 egal cu
4. Așa, și unul de la... Deci ai adunat pe 37. 37 adunat cu 17, da? Și ai zis 7 și cu 7 fac 14. 4 l-am scris. Și 1? Și 1? Îl ducem la 10, nu? Cu 10. 3 și cu 1 ai zis că fac 4 și cu 1, 5. 54, da? Deci... M-am uitat că tu, am zis Victor, degeaba am zis eu Victor. M-am gândit la o problemă pentru Victor. Dar hai să o scriem așa. Deci, cireș sunt 37, da? Cum ai zis tu? Cum am zis? Meri cu 17 mai... Este... 54. Așa. 17 mai mult. Câți sunt la un loc? Și tu ai aflat acum, deci câți sunt împreună, da? Împreună meri și cireș. Și tu ai zis așa, nu știu eu, cireșii sunt, știu cireșii, 37, dar meri sunt cu 17 mai mult. Atunci ce ai făcut tu? 37 și cu 17 ai adunat și ți-au dat 54 de meri. Astea sunt meri. Și atunci aflăm, hai să aflăm câți sunt la un loc? Adică și meri și cireș. Că meri e aflat, 54. Cireșii sunt 37. Ce facem acum? Adunăm pe ăștia. 54 plus 37 egal cu... Ia să vedem meriți. Foarte bun, foarte tare. 91 copaci. Adică 91 sunt în livadă și meri și pieri împreună. Dar cum ai făcut, Mihai, aici? Cum ai gândit aici? Păi 4 plus 7 plus 7 egal cu 11. Bun. Și unul ai așa și o 10 ai dus-o la vecini, la 10. 10 aceeași cu 3. Cu 3. 10 face cât? 40. Și cu 50, 90. Foarte bun răspunsul. Foarte bun. Ești foarte tare. Bravo, Mihai. Bravo. 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 Ce puternic ești. Hai să vedem altă problemă. În curte sunt găini, găini sunt 25, rațe cu 13 mai puține, cu 13 mai puține decât găini. Deci găini 25. 38. Rație cu 13 mai puține. 38. Nu că sunt mai puține. Rații sunt mai puține cu 13. Când sunt mai puține, rațiile cu 13 scădem. Din 25 pe 13. Că ele sunt mai puține, nu sunt mai multe. Când adunăm? Când sunt mai multe? Este 12. Așa, mă. Deci 25
minus 13 și egal cu 12 rațe. Câte sunt împreună? Găini sunt 25, rațe 12. Ce facem? Ca să le vedem împreună. Foarte tare. Deci adunăm pe 25 găinile și curațile plus 12 și fac 37. Bravo! Bravo, Mihai! Aici e foarte tare, trebuie să fii atent. Mai puține. Dacă sunt mai puține, facem scăderea. Când zicem mai multe, adunare. Ia să vedem. Uite, găini sunt... Vedeți, găini sunt 38. Găini sunt 38, iar rațe cu 17 mai puține. Mai puține decât găini. Câte sunt împreună? Împreună. Aflăm rațele. Cum le aflăm? Că nu le știm. Găinile le știm. Dar rațele sunt cu 17 mai puține. Sunt mai puține. Dacă sunt mai puține, ce faci? Ce operații? Foarte bine, măi. Deci 38 minus 17 egal cu 21 rațe. Am aflat. Și ca să vedem câte sunt împreună, trebuie să adunăm rațele și cu găinile. Câte păsări sunt împreună? Deci 38, nu? Adunăm găinile plus rațele, 21. Câte sunt împreună? 59. 59, fără greșeală. Fără greșeală. Deci nu dai tu greș. Foarte tare. Păi dacă îți fac, acum îți dau o problemă, nu mai poți face. Hai, găini sunt 40 și rațe cu 17 mai puține. Am schimbat, găinile sunt 40. Rațe cu 17 mai puține. Câte sunt împreună? 27. Deci, pentru a afla rațele, ce ai făcut? Din 40, ai scăzut pe 17, nu? Ce că face? Pui... Păi 27? Păi ia să vedem. Șaptele dintr-o 10 e ei. E 40, zicem 30 plus o 10 minus 17. Și din 10 asta scazi pe 7. 10 minus 7 cât faci? 3. Iar din 30 scăzut 10 de aici. Ai spus 20. 20 și 3. Deci răspuns corect 23. Dar 10 e dar răspunsul foarte bun. Că ai scăzut din 40 un
10 și au rămas 30 și mai trebuie să scazi 7. 7 scazi într-o altă 10. Și de aceea au rămas 20, dar 10 minus 7 egal cu 3. Deci răspunsul corect e 23. Bine? Și total? Total păsări? Ce? Câte păsări sunt împreună? Adică trebuie să avem găini și curațile care am găsit. Adică 40 23 plus 23. 40 plus 23, găinile 40, rațele 23 și 63. Ana le așteaptă pe Bubu. 63. 63. Jumătate de oră. Da, da, da. Ei, acum asta îți dau una, Mihai, foarte tare. Găini sunt 60. Rațe cu rațe cu 23 mai puține. Câte sunt împreună? Câte sunt împreună? Câte păsări sunt? Da. Nu știm rațele. Ele sunt mai puține decât găinile. Cu cât? Cu 23. Ce să facem? Aflăm rațele. Cum aflăm? Aflăm rațele. Adică scădem din 60. 43? 23. Scădem pe, din 60 pe 23. Adică scădem și pe 20 și pe 3. Când scădem pe 20, a, el vede numai pe 20 că scade. Am înțeles. Și tu nu pune pe 3. Nu, măi, să scădem și pe 3. Deci, din 60 scădem pe 20, dar scădem și pe 3. E, acum gândește tu foarte bine. Cu atenție. Când scădem din 37? Da, mă. Da, mă. Da, mă, 37, Mihai. Bravo. 37, Mihai. Acum înțeles, mă. Uite, drăguțul de el. El înțelea să scădea 20 și până punea pe 3. Dar și 3 și 20 să scade tot. Nu, nu, că zis 47. 43, eu spus. Nu, nu, neamță, 43. Data trecută a fost cu 7. Acum 43 și acum am insistat eu și vă zis 37. Foarte bine, Mihai. Și acum în total, Mihai, total înseamnă 60 plus 37. Cu cât este egal? O, este 97. 97! Bravo, Mihai! Băi, dacă îți dau acum una tare de tot, mă. Mai, găini sunt 52. Mm-hmm. 52 găini. Nu vrea scrie. Nu scrie? Nu. 52 și rație cu 23 mai puține. Ce? Asta e cea mai tare. Dacă o poți face pe asta, Mihai. 52
găini și 23 de rațe. Deci din 50, ca să aflăm rațele, 52, scădem pe 23, Mihai. Ia să vedem. 1. Nu. Ăsta e 50 plus 2. Și trebuie să scădem și 20, scădem și pe 3. Ei, acum mai. Acum e treaba cea mai importantă. Ai scăzut la 10. Din 30 ai scăzut pe 20. Da, e bine până aici și fac 30 plus 2 și minus 3. Plus 2 și minus 3. Uh-huh. Egal cu 1. La 2 minus 3 nu face 1, că e din 2 găini, dacă scazi 3, nu poți. Și atunci mai luăm o 10 de aici. Zicem egal cu 20 plus o 10. Că 30 face, nu? 20 plus o 10. Minus 3. Opa! Se poate acum. Și până un plus 2. La sfârșit. Și egal cu. Acum gândește tu. Este 27. Ia să vedem. Deci 20. Deci aici am făcut un 7, 27, ai zis bine, dar plus 2. A rămas să pun și plus 2. Este 29. Bravo. Bravo, Mihai. Deci hai să vedem șmecheria ca tu să ții minte. Aha. Deci noi din 52 trebuie să scădem și un 2 și un 3. Dar 2 e puțin. Pe 52 l-am scris ca 50 plus 2 și minus 20 și minus 3. Și din 2 nu se poate scădea 3. Și supărat. 3 e supărat, că nu poate. Nu se poate. 2 nu are cum să facă. Și atunci noi mărăm din 50. Ha, am zis 50 minus 20 și au făcut 30. Și pe 30 l-am rupt în două bucăți. 20 și plus o 10. Și acum 10 e puternic. Și 10 vină tu 3 la mine, că eu te rezolv pe tine. Și tu 2 stai la sfârșit. La sfârșit, că vii tu la, după calcul. Și 10 minus 3 egal cu 7 și 20 cu 7, 27 și cu 2 acela care n-a putut să facă nimic, îl punem la sfârșit și face 29. 29 sunt rațe. Da? Rațe. Da. Și acum hai să vedem total, găini, la un loc. Câte păsări sunt? Găinile știu 52, știu și rațe, deci trebuie să le adunăm pe cele două. 52 plus 29. Bravo, mă! Bravo, Mihai. Foarte tare este. Cum ai făcut, mă, că eu totuși nu am înțeles aici. Cum ai făcut? Explică și mie. Păi,
Păi 9 plus 2 egal cu 11. Bun. Adică o 10 și un 1. 1 l-am scris la unități. Și după aceea spune tu cum ai făcut. 11. Și cu 20 fac 70, cu 10 aceea de la 11, 10 aceea de la 11, că 1, 1 depășit, nu pe 10, 10 aceea și cu 70, 80. Foarte bine. Tu așa ai gândit, dar îți vine mai greu să explici. Dar ai dat răspunsul corect. Foarte bine, foarte bine. Mai e Mihai, da, încă una, încă una. Mai vrei? Nu. Gata, mă. Tu ai zis, eu am executat. Deci, ai dat răspunsul în seara asta foarte, foarte, foarte frumoase, foarte interesante. Trebuie să-i spui lui tati să-ți dea un premiu. Da? Un premiu, nu știu. Găsește el ce premiu să-ți dea. Pentru o căpșunică. Că... Nu știu ce. Că-i place lui Mihai căpșună. Oleu, n-avem căpșuni. Mâine să-ți cumpere mamă căpșuni. Să se ducă în seara asta să caute căpșuni pentru tine. Glumim, Mihai. Glumim. Ai făcut ai dat răspunsuri foarte bune. O să-ți ia, mami, când o să meargă, o să-ți ia. Dar în seara asta, dacă nu sunt căpșuni, să nu-i bas la cap. Eu am glumit. Da? Să nu-i super. Nu, să mergem la Spania cu avionul. Da. Mihai, și o să mâncați acolo numai căpșuni. Doamne, ce-ți mai plac ție căpșunile? Da, eu știu. Vai, e nebunit pe căpșuni, Mihaiță. Da, acolo o să mâncați multe. Sunt multe, proaspete, bio, ieftine. Da. Știți, nu, o să ne întrebăm. Gata. Gata, bravă, Mihai. Te pupăm. Închide tu înregistrarea. Știi să închizi? Da, știi. Da. Uită pe Măriuca pe acolo, prin spate. Măriuca, te văd și pe tine.